Trezia pe care ar vrea să o recit spre slava Domnului nu este lungă, se numește tocmai pocăință. Azi, cuvântul pocăință e atât de învechit, iar pe calea de credință mulți merg din obișnuință, fără un scop clar definit. Au făcut botez odată legământ cu Dumnezeu, însă viața le stricată de plăceri și bani legată și în păcat trăiesc mereu. Frumusețea mântuirii și mireasma lui Hristos nu-i mai ținta fericirii, ci plăcerea rea a firii și păcatul rușinos. Cât de mulți în adunare fără frică vin, se duc, în adâncă nepăsare fac de formă o lucrare și pe drumul rău apuc. Din purtare, din cuvinte, nu se văd că-s pocăiți, iar a lor îmbrăcăminte e un semn de luare aminte că-s de lume chinuiți. Pocăința adevărată nu-i un obi sau un joc. Ea e sfântă, e curată, de Iisus Hristos lăsată ca să nu sfârșim în foc. Pocăința ni se cere să o trăim oricând cinstit, în ascuns sau la vedere, să rămânem în veghere cum Iisus ne-a poruncit. Căci amar și aspru odată fi va în cerul judecat, cel ce a fost în drum o piatră și o ispită blestemată pentru sufletul însetat. Prin purtarea ta, creștine, îți aduni osânda ta, căci Iisus a spus, știi bine, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu-i de joacă mântuirea, ea e darul cel mai sfânt. Dacă nu-i cunoști menirea când avea loc răpirea, vei rămâne pe pământ. Vă îndemn cu stăruință, chiar acum să ne trezim, în deplină umilință să venim cu pocăință, ca în cerul sus să fim. Amen.